Cu secția de chirurgie și ortopedie pediatrică, unde sunt 38 de paturi și avem două toalete. Una pentru băieți, una pentru fete și un duș. Este... nu este bine. Practic, schimbarea se poate face doar cu bani. Schimbarea se poate face cu bani, cu voință, cu solidaritate și cu ajutorul lui Dumnezeu, că nu mai am altă speranță decât în ajutor de Dumnezeu. Și totuși proiectul acesta vizează construcția unei încăperie care să ajute pentru camera de primejdie. Da. Ce se va întâmpla pentru toalete, unde înțelegem că nu putem să modificăm actuala construcție? Toaletele să le punem în pasul următor. Da? În clădirea aceasta? În clădirea aceasta s-ar putea face o extindere, cum vrem să facem extinderea aceasta pentru compartimentul de primiri urgențe, poate putem face în spate, în curtea interioară, tot așa, construcții metalice, construcții ușoare, unde să putem face și spațiile acestea. Adică să lăsăm saloanele în clădirea veche, iar spațiile auxiliare să le facem în construcții metalice. Sunt niște mici proiecte, mici idei de ale mele, nu știu dacă se vor materializa, nu știu dacă voi mai fi eu. Doamna generațiile viitoare, cum vi s-a părut inițiativa și v-ați aștepta la o astfel de mobilizare în acest Ploiești? Să vă răspund sincer, că nu pot să vorbesc altfel. Nu m-am așteptat la atâta solidaritate, mai ales din vibe-urile referitoare la spitalul de pediatrie. Dar când am văzut că toată lumea s-a mobilizat, mi-am recâștigat speranța în Ploiești și în Prahova. Sincer. Adică nu credeam că atâția oameni vor susține această inițiativă. A fost extraordinară inițiativa MRS. Extraordinară. Deci a fost doar o scânteie care a declanșat un foc de artificiu. Spitalul de pediatrie va avea o secție de urgență? Așa, cu siguranță. Cu siguranță va avea. Cu siguranță. Cu orice risc, cu orice zbatere, va avea un compartiment de primiri urgențe. Decent. Nu pot să zic că va fi minunat. Decent.